Salutare lume, astăzi am să repar acest mixer, așa, deci să vede firma, tot numele, vedeți, este profesional, este un mixer vintage, ceva vechi, oricum anii 80 mă gândesc eu, așa, deci defectele lui ar fi butoanele de volum, așa, i-am făcut și o probă, ci de pe un canal sau de pe un canal sau de mai încet, deci are potențometrul ăsta care e a fost lovit și împins înăuntru. Așa, aici are una din asta ruptă la egalizator, dar egalizatorul funcționează că l-am probat mai înainte. Deci dacă îi dau drumul, uitați și aici în spate conexiunile care le are. Uitați așa. Uitați toți de, deci marca tot. Deci cam așa arată din spate, uitați butonul de pornire, așa s-au aprins LED-urile, de fapt becurile de la vumetri. Am observat că numai linia asta de intrare funcționează, deci este o intrare stereo, dar se poate folosi și mono, eventual eu l-am conectat mono, dar am observat că semnalul vine doar de pe canalul ăsta, deci restul nu funcționează, nu știu de ce. Sau de cârâit o leacă când dau semnalul la maxim. Deci am să-l despac și am să văd care este treaba. Deci acum mai dau capacul jos. Uitați așa. Capac nu mai este nimic, îl dau deoparte. Uitați și voi ce potențiometri are, deci nu se lipise pe placă. Deci după cum, deci nu mă așteptam să fie un circuit așa de simplu, am crezut că poate e ceva mai sofisticat înăuntru, dar văd că sunt circuite din astea, deci e simplu. Măcar să văd la ce marcă are condensatorii și piesele în sine. Nu văd să scrie pe ei. Are ce tipul ăsta de operaționali care le vedeți. Aici are potențiometri de volum pe partea asta. Deci o să trebuiască să verific cu aparatul de măsură să văd de ce nu mi-ajunge mie semnalul până în partea asta de aici. Stare curios. Deci cam așa arată partea asta de sursă de alimentare. Egalizatorul funcționează prin integratele astea AN6554, 4 bucăți. Aici are un operațional 4558. Aici e partea sursă de alimentare, pe aici se stabilizează curentul. Din transformator, după cum se vede, sunt 3-7 firii care alimentează pe placa asta, din ce văd eu aici. Pe urmă mai are alimentarea la 220. Bănuiesc că aici partea asta e alimentarea bipolară, care o are. Condensatorii de filtraj par a fi în regulă. Sunt pe 1000 de micro pe 35 de volți. Aici e partea de selecție. Deci cu totul el e făcut cu integratele astea cu 4558. Aici la butoanele astea de volum trebuie să desfac să văd de ce nu vine mie semnalul în totalitate. După cum se vede, butonul ăsta de volum a fost lovit. Vedeți și voi cum arată. Uitați aici de disubt. Deci plăcuța asta de jos nu este ruptă, numai cu a fost butată. Am să încerc să repar, am să îndrept înapoi tablița asta și am să-l pun la loc cum a fost înainte. Operaționalele sunt, vedeți și voi, 4558 DD.
Deci vedeți și voi aici cum sunt conectate firele astea la jack, deci nu are cum să fie stereo, deci e mono, trebuie să fie doar pe un singur canal. Uitați și aici cum este conectat pe line. Uitați line. Singur canal, deci ar trebui să funcționeze canalele individual. Deci uitați și voi, am fost nevoie să disfac modulele astea pe partea unde a fost el trântit. Uitați și pe al patrulea, uitați pentru ce. Deci au avut rezistențele astea reglabile rupte. Am înlocuit cu alte rezistențe reglabile pe 100 de kiloohmi. Așa, deci tot ce a fost rupt am înlocuit. Partea asta, acum am disfăcut un cursor din ăsta, uitați și voi ce mizerie are. Așa, acum am să le montez înapoi. Da, și ăsta. Uitați și voi, deci după ce am montat toate modulele astea și toate firele, uitați, am dizlipit firele astea care duce pe placa de preamplificare. Am măsurat aici puțin intrarea de la semnal și am tensiune undeva la vreo 200 de milivolți curent continuu. Așa, ce vreau eu să măsor acum, tașu osciloscopul. De exemplu, dacă vreau să măsor ieșirea semnalului pe unul din canal, uitați cum îmi apare. Așa. Și dacă vreau să măsor pe canalul celălalt, așa, uitați cum arată. Deci eu trebuia să am o tensiune mult mai mare pe partea de semnal. Dacă îl pun aici pe rezistența asta reglabilă liniară, uitați curentul pe ieșire. Așa, deci 1,5 V sau mai bine zis 1,7 V. Așa, deci pe ambele canale la fel. Deci asta înseamnă că undeva în circuitul ăsta este un operațional sau ceva care s-a defectat și eu acum trebuie să-l depistez care din ele este defectat. La fel și aici pe partea de preamplificare trebuie să văd de ce operaționalul ăsta de aici mi scoate tensiune. Așa. Și pe urmă am să mai văd și restul, oricum am verificat partea sursei de alimentare și sursa mi alimentează așa cum trebuie, 2 ori 16 V. Deci uitați și voi, am trecut cu firul ăsta de sus mai departe aici jos, deci astea două canale sunt pentru microfon și fono, adică partea de pickup. Uitați aici cum arată pe un canal, deci pe canalul, cum ar veni canalul 1 de microfon și pickup îmi dă curent continuu pe ieșire, așa, și uitați pe canalul 2 de la fono și microfon. Uitați cum arată semnalul pe ieșire, deci eu n-am introdus semnal pe intrare. Uitați și voi ce arată, asta fiind pe una din canale. Uitați dacă mă uit pe celălalt canal, uitați, arată exact același lucru. Dacă umblu la potențiometri nu se modifică absolut nimic. Trebuiască să văd care este problema la ambele moduri, bănuiesc că au avut alimentare ceva, au avut ele ceva pe intrare și cred că de asta s-au defectat. Am reparat potențiometrul ăsta din cauza că am găsit o fisură pe plăcuța asta care nu îi mai permitea să facă contact. Uitați, aici am dat gaură cu burghiu de 1 mm și am băgat un șurub tot la fel de 1 mm ca să-mi facă contactul și am pus și sârmulița aia acolo, așa ca să pot utiliza potențiometrul ăsta în continuare. E, și acum, după ce l-am asamblat totul înapoi, vedeți și voi aici, la fel și aici partea din spate, nu mai trebuie să-i pun capacul și pe urmă am să fac o probă. Deci a fost nevoie să suplimentez condensatorii, am pus 2 ori 10.000 de micro pe 50 de volți, aici la prima alimentare bipolară. Pentru că în momentul când am pus osciloscopul pe condensator să văd tensiunea, îmi afișa fluctuația de tensiune, așa că am suplimentat ca să nu mai am acea fluctuație. Așa, aici după stabilizare curentul este la fel de bun,
De fapt este chiar mai bine decât cea dinainte. Am să vă arăt un test acum. Testul ăsta la 1 kHz. Ați am să-i dau drumul. Așa, am conectat osciloscopul direct pe ieșire. Aici am să ridic semnalul pe intrare de aici. Deci am pus pe canalul 3 și 4, oricum toate 4 funcționează, uitați, deci ridic semnalul, frumos, ușor, ridic semnalul pe intrare la gain, aici, îți dau la maxim, basul și înaltele le dau pe mijloc, să dau și de aici din intrare, uitați așa. Deci am dat totul la maxim, deci asta la maxim, aici am dat la maxim tot. Uitați cum arată unda. Da, și tensiunea. Deci pot să dau o leacă vai așa. Am să ridic semnalul din osciloscop. La 300 de milivolți, uitați, 400 de milivolți, 500, 600 de milivolți, 700, 800, 900, 1 volt, uitați cât a ajuns la 1 volt, uitați la 1,1, deci nu, până la 1 volt, pic to pic, uitați aici, cât a ajuns, deci cam așa arată. Deci, da și voi, corecția de ton este la 0, aici, da și vumetrele indică că la maxim, partea de grafic egalizator am dezactivat-o, deci dacă activez egalizatorul o să ridici semnalul, uitați și voi cum ridic semnalul, așa, deci, cam asta, acum am să îl pun la un test pe muzică. Deci acum am conectat mixerul la amplificator, amplificatorul la box. Semnalul am să redau de pe acest calculator, este o melodie fără copyright. Uitați, am instalat placa asta de sunet. Uitați jack-ul de la ieșire, tot, nu mai dau play. Uitați și modulul, uitați boxa fără tutor din alte. Și am să-i dau drumul. Volumul l-am dat la jumătate pe calculator. We'll be right back.
Mixerul ăsta se poate îmbunătăți, se poate înlocui sursa de alimentare cu alta mai performantă, se pot înlocui operaționalele de pe intrare, el toate operaționalele pe care le are să NJM 4558. Ele pot fi înlocuite cu TL072, cu 4570, cu NE5532, cu 2068. Se poate opta pe partea de egalizator, e ceva mai diferit, e pe integrate aici, deci la egalizator nu prea ar fi nimic de modificat, doar partea de intrare și, bineînțeles, și partea de ieșire. Partea de ieșire e bine de modificat cu integratele TL084, intrarea cu 4570 și TL072, să spun așa, și 2068 pe ieșire la din modulele astea și care duc pe preamplificatorul din volum. Deci, cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un nou videoclip destul de curând.